Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Pelerinaj de ziua Sfintei Cruci și marș pentru viață. Ședința bilanț a cultului eroilor la Mănăstirea Cașin. Percheziții la persoane bănuite de trafic de droguri. Câteva sute de oneșteni au fost prezenți la pelerinajul tradițional Sfânta Cruce, păzitoare a creștinilor, dar și la marșul pentru viață. Evenimentul a început la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Onești, cu o slujbă în care preoții din oraș, dar și din împrejurim, sub protia părintelui Ioan Bârgăoanu, au înălțat rugăciuni către Dumnezeu. Credem și mărturisim prin sufletul nostru, dar și prin mișcarea noastră, că noi facem parte din Biserica lui Hristos, care mărturisește că noi credem în Sfânta Treime, credem în Dumnezeu Cel care s-a răstignit pentru noi și pentru mântuirea noastră și credem că ceea ce face Biserica, postul și toată mărturisirea noastră în perioada aceasta este o bucurie și o manifestare a credinței noastre ortodoxe. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Credeam că suntem așa într-un număr mare, dar se vede că Sfinții Împărați Constantin și Elena ne-a numărat, să spunem, în inimile noastre toate gândurile ce le pune și ne-a adunat mai mulți aici. Și mulțumim lui Dumnezeu și tuturor Sfinților care locuiesc acest frumos municipiu. Dumnezeu să ne ajute! Din curtea bisericii, oneștene s-a pornit cu bucuria mărturisirii și cânt ortodox pe Bulevardul Republicii spre Catedrala Pogorârea Duhului Sfânt din piața Casei de Cultură. Timp de două ore, participanții în frunte cu tinerii voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Onești și ai Asociației Surotii Sfântul Paisia Ghiorâtul din Mănăstirea Cașin s-au rugat. Acest eveniment pentru mine este foarte important, deoarece se ține în fiecare an. Și fac parte din Asociația Tinerilor Ortodoxi Români, Patmos Ator Onești. Susținem viața și nu suntem de acord cu nu suntem deloc de acord cu avorturile și susținem ca toate mamele să nască prunci de aproximativ 3 ani de când sunt voluntar în această asociație. De fiecare dată, atât în Onești cât și în Târgu Ocna, sunt prezent la acest marș pentru viață. Pentru mine înseamnă viață, pentru că este marșul pentru viață. Noi facem parte din Asociația Tinerilor Ortodoxi Români Ator Onești. Fac voluntariat undeva la 5 ani și pentru a susține viața trebuie să fim prezenți la acest eveniment. Am 4 ani de când particip regulat, în fiecare an, chiar și aici și la Târgu Ocna. Participăm la acest eveniment pentru a susține viața, pentru a încuraja nașterea de prunci și pentru a sprijini femeile care trec prin criză de sarcină. Încurajăm și copiii să participe, tocmai pentru a prețui mai mult viața, a-și respecta părinții și a avea o societate frumoasă. Noi suntem o asociație pentru copii la Mănăstirea Cașin și îi sprijinim și încurajăm să participe la toate activitățile legate de activitățile pro-viață și tot ce presupune frumusețe, eternitate, biserică, Dumnezeu. Mulțumesc! A fost un îndemn la solidaritate, o acțiune la care au participat sute de tineri, dar și persoane vârstnice, care s-au unit pentru a atrage un semnal de alarmă împotriva a tot ce înseamnă avort, dar și la șansa de adopție a copiilor nevinovați care s-au născut în familii sărace. Într-un pelerinaj tradițional, iată de 23 de ani, facem acest pelerinaj și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute și de data aceasta. Și după o perioadă de pandemie când n-am putut să mergem în acest fel, iată că se dă drumul la startul acesta pentru viață, startul pentru bucuria crucii și bucuria mărturisirii lui Hristos. Mulțumim tuturor celor care sunt împreună cu noi și atât și dumneavoastră și celor care ne însoțesc.
Comunitatea elenă din Onești a fost prezentă la comemorarea eroilor Greciei de la Mănăstirea Secu. În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Greciei, reprezentanții Uniunii Elene din România, în frunte cu președintele Uniunii Elene din România, profesor universitar dr. Inginer Dragoș Gabriel Zisopol, deputatul minorității elene în Parlamentul României, s-au deplasat în Neamț la Mănăstirea Secu. A fost adus un pios omagiu eroilor greci căzuți în luptele pentru câștigarea independenței statului elen, începute în anul 1821. Comunitatea elenă din Onești a fost și ea prezentă, sâmbătă 18 martie, alături de alte comunități ale Uniunii Elene din România, la comemorarea eroilor Revoluției din 1821. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la președinta Comunității Elene din Onești, Cristina Chiriacopoulou. Evenimente de suflet pentru comunitatea elenă din Onești, dar și pentru Uniunea Elenă din România. Da, în primul rând pentru Uniunea Elenă din România, pentru că Uniunea organizează toate aceste evenimente și pentru comunitate, evident, pentru că noi ca și comunitate am fost prezenți la aceste amândouă evenimente foarte importante, niște manifestări și mai ales cu Drăgășanu, începând cu manifestarea de la Drăgășani, care deschide manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale a Greciei, a Eladei. Da, și apoi, după vizita de la Drăgășani, am fost și la Mănăstirea Secu, tot cu această ocazie, cu ocazia Zilei Naționale a Greciei. De fapt, și într-un punct și în celălalt am fost pentru depunere de coroane de flori, pentru comemorarea eroilor. Exact, pentru comemorarea eroilor greci, ai noștri. Noi pentru asta ne-am dus, dar nu numai, pentru că la Drăgășani există, în afară de monumentul eroilor greci, există și monumentul eroilor români. Am să vă spun câteva vorbe, pentru că am fost pentru prima dată când am fost eu personal la Drăgășani, fiind prea departe, noi comunitățile elene din Moldova ajungem mai greu la Drăgășani. Și atunci, de data asta, anul acesta, s-a nimerit să mă duc și eu la Drăgășani și am fost foarte impresionată. Am fost foarte impresionată, în primul rând, de Monumentul Eroilor, și români și greci, deci separat sunt două monumente diferite, dar am fost foarte impresionată de primarul de la Drăgășani și de toți locuitorii, da, exact, pentru că ne-au primit cu foarte mare drag, pentru că am văzut că au grijă de acele monumente, și al nostru și al lor, tot timpul sunt prezenți și chiar ne-au specificat că n-au avut ei timp să vopsească, nu știu ce mai trebuia să vopsească, n-au avut ei timp pentru să se pregătească suficient, pentru că de obicei manifestările acestea începeau un pic mai târziu și probabil aveau și se pregătiseră pentru un pic mai târziu acesta, dar foarte implicați, primarul, consilierii locali, locuitorii de acolo din Drăgășani, foarte frumos ne-au primit, foarte frumos ne-au vorbit. Este pentru prima oară când Oneștiul a fost reprezentat la Drăgășani? Da, este pentru prima dată când Oneștiul este reprezentat la Drăgășani anul acesta. Cum a fost și la Secu, pentru că au fost așa o serie, o suită de evenimente care s-a dat startul la Drăgășani și a continuat cu Secu. Și a continuat cu Secu și urmează alte evenimente. Fiecare comunitate o să-și organizeze evenimentul ei personal al comunității, adică Ziua Greciei se urmează să aibă loc și la București, un concert omagial duminică pe 26 martie, la Ploiești, la Filarmonica de la Ploiești, iarăși un concert omagial, la Iași, iarăși un foarte mare eveniment la care sunt invitați și un grup, un ansamblu de artiști din Grecia venit special pentru această ocazie, la Brașov, iarăși, la Craiova, la Constanța, la... Deci agenda încărcată. Da, și la noi, urmează și la noi săptămâna viitoare, vă invităm și pe dumneavoastră și pe toată lumea. Nu știm încă exact ziua și ora, dar o să facem afiș, o să vă anunțăm din timp să veniți să participați cu mare drag la Ziua Națională a Greciei, organizată de noi, de Comunitatea Elenă Onești. La Mănăstirea Secu i-ați pomenit în continuare pe eroii greci. Da, i-am pomenit pe eroii greci, iarăși am depus coroană de flori și acolo pentru
pentru ei. Domnul președinte a fost, domnul președinte Dragoș Gabriel Zisopol a fost prezent de fiecare dată, dânsul este prezent la toate manifestările noastre. A fost atât la Drăgășan cât și la Secu? Da, și la Drăgășan și la Secu, bineînțeles. La Drăgășan am avut plăcerea să fie prezentă și doamna ambasadora Republicii Elene la București, excelența sa, doamna Sofia Gramata, care a și ținut un discurs. Chiar am fost impresionată de cuvintele doamnei ambasador, care ne-a spus că trebuie să ținem minte și să ținem cont de faptul că au fost 500 de oameni, de tineri, ea i-a numit studenți, tineri, care au luptat la Drăgășani pentru acest ideal, pentru eliberarea de sub jugul otoman, de sub stăpânirea otomană. Erau conștienți acei tineri că sunt doar 500, iar armata otomană este mult mai numeroasă decât ei. Erau conștienți că n-au armamentul și tehnica militară de la vremea aceea, care o aveau armata otomană, ei nu aveau, și cu toate astea au luptat până la ultimul și și-au jertit viața pentru acest ideal. Bătălia n-a avut succes. Da, exact. Bătălia de la Drăgășan n-a fost un succes. Oricum, revoluția întreagă a Greciei a durat 9 ani. Deci după acești 9 ani, în sfârșit, s-a eliberat Grecia de sub stăpânirea otomană. Nici la Secu n-a fost o bătălie cu succes, să-i spunem așa. Și acolo sacrificiul a fost mare, sigur că da, și acolo și-au jertfit viața, tot la fel, nu s-a realizat mare lucru, dar într-un final războiul a fost cucerit, câștigat. O dovadă frumoasă că reprezentanții urmașii grecilor de atunci, nu comunitățile elene de astăzi din România, nu uită și merg să-și cinstească eroi. Da, asta în primul rând, domnul președinte Dragoș Gabriel Zisopol ține foarte mult la istorie, la limbă, la cultură, la civilizație. Este tot timpul, așa cum am spus, este tot timpul prezent la toate manifestările care au loc în aproape toate comunitățile, merge și în comunități, în teritoriu și stă, este prezent la manifestările noastre, își dă tot interesul și face tot ce trebuie și tot ce se poate ca să nu-i uităm pe cei care au luptat pentru noi. Pentru că astăzi noi putem să vorbim acum liniștiți și liberi, este și datorită acelor jertfe și acelor oameni care s-au jertfit pentru noi și pentru libertate și pentru dreptate și pace. Reamintim telespectatorilor noștri că la Mănăstirea Secu, o formațiune a eteriștilor condusă de Iordache Olimpiotul și Ioan Farmache ajunsese în Munții Neamțului, decizând să continue lupta în iulie 1821. Noua conducere a Patriarhiei Ortodoxe de la Constantinopol, în mod paradoxal, ceruse grecilor numiți Apostat și Haim să se trezească pentru Dumnezeu și să se supună Imperiului Otoman. Eteriștii au reușit să reziste aproape 2 luni la Mănăstirea Secu până în toamna anului 1821. După aproape 2 luni de rezistență, Iordache Olimpiotul s-a aruncat în aer cu tot cu pulberăria de la Mănăstirea Secu, iar Farmache, alături de 20 de luptători și 3 călugărițe, au fost luați prizonieri. Turcii l-au legat pe Farmache în lanțuri și l-au purtat pe jos spre Iași pentru ca apoi să fie trimis la Constantinopol. Așadar, lupta de la Secu i-a găsit la oaltă atât pe greci cât și pe români, dar și pe mireni cât și pe călugări. Percheziții la persoane bănuite de trafic de droguri. Pe 22 martie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorist, Serviciul Teritorial Bacău, au realizat 8 percheziții domiciliare în județul Bacău în 3 cauze, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc. În cauză s-a reținut că în perioada 2022-2023, mai multe persoane ar fi comercializat droguri de risc și de mare risc, cannabis și amfetamine, către consumatori, inclusiv
inclusiv elevi din municipiul Bacău și localitățile învecinate. Peste 20 de persoane urmează să fie conduse pentru audieri la sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Bacău. La acțiune au participat polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Campania de sterilizare a câinilor și pisicilor demarată în municipiul Onești de către primărie și Rescue Dogs a fost un succes. În cadrul acesteia au fost sterilizate 485 de animale, din care 372 de câini și 113 pisici, și asta în doar 4 zile. Implicarea, dăruirea, iubirea față de necuvântătoare sunt calități care îi caracterizează pe cei 15 tineri, medici, asistenți, voluntari ai asociației Rescue Dogs și salariați ai adăpostului de câini din Onești, care timp de 4 zile au depus o muncă istovitoare în spiritul normalității. I-am cunoscut în afara orelor de program. Sunt onorat și bucuros pentru că am avut ocazia să întâlnesc cu oameni deosebiți cu pasiuni și trăiri uniți de dragostea pentru necuvântătoare. Săptămâna viitoare vom semna un protocol prin care reprezentanții Rescue Dogs se vor angaja în a ne susține în procesul de adopție, astfel încât adăpostul de câini din Onești să nu ajungă la eutanasie. Tot cu acest scop, în prima ședință de Consiliul Local voi propune colegilor locali pentru dezbatere și, sper eu, aprobare, o formă de colaborare cu asociația Rescue Dogs pentru construirea unui nou adăpost la Onești. Câinii sunt pe străzi din vina noastră, din nepăsarea și neglijența oamenilor. E datoria noastră să corectăm lucrurile, dar respectând viața, a postat pe Facebook primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Mai multe detalii în minutele următoare. La această oră văd că e foarte multă lume, foarte mulți din Onești au venit să-și sterilizeze atât căței cât și pisicile. Cum stați? Foarte bine. În acest moment avem 191 de animale castrate, atât câini cât și pisici. Văd că sunt câini prinși, dar și oneștenii cu animalul din propria bătătură, nu? Da, noi am oferit, de fapt primăria Onești a oferit transport gratuit tuturor persoanelor care nu au fost capabile să-și aducă animăluțul, poate că din cauza că nu au mașină sau au fost preocupați. Noi am așteptat atât proprietarii care au avut posibilități, cât și mașina primăriei, animăluțele la castrat. Dacă ar fi să facem o analiză, cred că e una din cele mai, să zicem, prolifice campanii de sterilizare, dacă e să vorbim per total, pentru că foarte, foarte mulți câini și ieri au fost mulți și astăzi sunt mulți. Suntem foarte fericiți de când lucrez eu aici, de la sfârșitul 2019, este cea mai mare campanie de sterilizare pe care am putut-o oferi câinilor cu și fără stăpân. Mii de mulțumiri fetelor de la Rescue Dogs. Ele au suportat costul operației, să zicem. El este domnul doctor Radu Gheorghe, care ne-a sprijinit și colaborăm cu el de la sfârșitul 2019. Încoace nu am avut niciun câine de mort până acum și Doamne ajută așa să fie de acum înainte. Să se mențină numărul 0. Da. Okay. Cum a fost domnul doctor până acum? Campania a decurs foarte bine. Avem 191 de animale operate, majoritatea fiind câini. Cei mai mulți câini, asta înseamnă că va avea un succes, să zicem, această campanie de prevenire a abandonului la câini, la pui. Exact, probabil aceasta va fi cea mai mare campanie care s-a făcut vreodată în România. Sperăm să depășim 500 de câini. Wow, 4 zile 500 de câini, asta înseamnă cât? Peste 100 de câini pe zi? În jur de 125 de câini pe zi, ieri am avut 127 de animale operate. Se operează la foc automat, dacă pot să spun așa, câți medici sunt? Echipa este formată din 3 medici și 4 asistenți. Văd că lucrați bine în echipă, ceea ce e foarte bine, pentru că până la urmă scopul e să sterilizăm cât mai mulți câini. Sau, mă rog, dumneavoastră să faceți. Da. Dar avem și foarte mulți voluntari care ne ajută. Și asta contează foarte, foarte mult pentru noi. First time in Onești? No, we've been here for 3 years already. How many dogs have operated today? About 200, I think, for now. You are satisfied? Very, very much, yeah.
Ședință bilanț cultul eroilor la Mănăstirea Cașin. Duminică 19 martie, în comuna Mănăstirea Cașin, a avut loc bilanțul activităților sub filialei cultul eroilor. De altfel, filiala din comuna Mănăstirea Cașin este unică în județul Bacău, prin faptul că aceasta are înscriși doi generali, din care unul de 4 stele. Este vorba de conferențiar universitar dr. Vasile Jenica Apostol și profesor universitar dr. General de brigadă Adrian Stroia. La eveniment a fost prezentă echipa din conducerea filialei județ Cultul Eroilor. Este vorba de Dănuț Voicu, președinte, colonel inginer Nicu Pavel, Cristinel Aioanei, vicepreședinte, jurnalistul Petre Done, secretar. De remarcat este faptul că la activitate au fost invitați și au răspuns prezent președința ISU filialelor din județ. Este vorba de Onești, preot Ionel Piștea și dofteana Vasile Boboc. Invitați de onoare au fost primarul comunei Mănăstirea Cașin Adriana Enache, dar și viceprimarul comunei Mănăstirea Cașin Gelu Nicolae Zgăvârdici. În deschiderea a fost intonat imnul României, dar și imnul eroilor. Mai multe detalii în minutele următoare. Vă prezint planul principal de activități pentru anul 2023. Bilanțul de astăzi, un simpozion pro Basarabia și Bucovina, 105 ani de la unirea Basarabiei cu România, pe data 27 martie 2023. Cu ocazia zilei eroilor în înălțarea Domnului se vor organiza manifestări prin care să se scoată în evidență eroismul militar al poporului român, de-a lungul celor două milenii de a-și apăra cuvântul împotriva invaziilor străine, eroismul ostașilor români și jertfa lor de sânge pe toate câmpurile de luptă în țară și în străinătate. O altă activitate, inventarierea trăiților de perioada comunei Mănăstirea Cașin. Ne-am propus noi până pe 3 decembrie să facem și această inventariere. Dar o să intrăm în amănânt la momentul respectiv. La 5. Simpozion de istorie și cultură pe picior de plai pe gură de rai. Dacă ținem, sunt ferm convins că și anul ăsta o să ținem următoarea ediție pe de comunei, în care la fel să punctăm un simpozion exact cum a făcut și anul trecut. La punctul 6, la fel dacă domnul președinte Voicu ne va invita la ceremonialul militar comemorativ pe dealul Cosma, apoi memoria Oituzului, răzbătirea de la Cireșoaia. La punctul 9, 101 ani de la încoronarea regelui Ferdinand și reginei Maria la Alba Iulia, din 15 octombrie 1992, poate pe 15 octombrie. Punctul 10, simpozion dedicat Zilei Armatei Române, pe data 25 octombrie. Realizarea cărții de aur, în care vor fi nominalizați eroi și martirii comunei Mănăstirea Cașin, care au căzut în luptă în serviciul statului român sau care și-au sfârșit viața în mod tragic ca urmare a violențelor inamicului. Aici, un aport deosebit îl va avea domnul conferențiar universitar dr. General de Armată Jenica Vasile Apostol și domnul Cătălin Ghema, primăria, din ce avem în Arhiva Primăriei, vom mai merge la Arhiva Națională de la Bacău, deja avem o parte din material. La 12, ceremonialul religios la cimitirul eroilor din localitate, cu ocazia zilei de 1 decembrie, va fi la 1 decembrie. La 13, ne-am propus noi, domnul general, dacă îmi permiteți, un simpozion 9 decembrie 1916 la Cașin. Ne-a fi dorit și anul trecut, dar a fost 1 decembrie, au venit sărbătorii, poate reușim anul să-ți facem tot așa un mic simpozion în care să vorbim despre... Reușiți, că dacă vreți, eu vă vorbesc o oră și acum, deci nu e nicio problemă. Sunt convins. Mulțumesc foarte mult. La 14, organizarea și desfășurarea de acțiuni de înfrumusețare și întreținere, am vorbit la aici un aport extraordinar, primăria, prin doamna primar care este și membru de onoare al subfilialei, domnul viceprimar care este vicepreședinte al subfilialei, adică nu putem spune că chiar noi ne-am implicat, dar s-au implicat alți membri ai subfilialei. La punctul 15, atragerea de noi pentru subfiliala cultuilor în Mănăstirea Cașin, la 16, stadiul achitării cotizațiilor, iar la 17 am intenționat, am lăsat un punct foarte sensibil și la care
realizarea unui mausoleu a eroilor căzuți pe câmpurile de luptă de pe Valea Cașinului. Mausoleul va fi construit din piatră tip Soveja, Osoară și Muzeu și va fi amplasat pe câmpul Scutarului cu acordul primăriei și Consiliului Local Mănăstirea Cașinului. Și aș vrea să punctez aici. Cineva, cândva, trebuie să înceapă această lucrare. Nu știm când și cum va fi terminată, dar e un început. Acum, dacă din punct de vedere istoric, la acest punct, domnul general ne poate spune câteva cuvinte, sau Cătălin, o să ne spună din punct de vedere procedural, cum ar derula tot acest proiect, ar fi ok atunci când o să luați cuvântul și să ne spuneți câteva. Cam asta ne-am propus noi. Deocamdată este deschisă, chiar dacă este un plan cu principalele activități. Noi o ținem deschisă, planul respectiv am să-l postez și pe grupul nostru WhatsApp cu teroilor Mănăstirea Cașin, tocmai pentru a veni și alți colegi de-ai noștri cu alte idei. Da? Mulțumesc foarte mult! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 23 martie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre urcă până la valori de 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Vineri 24 martie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre atinge valori de 21 chiar 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.